dacă nu mănânci, știi că slăbești. Și eu, și tu, și toți care am avut o problemă cu greutatea de-a lungul timpului, ne-am înfometat, am ținut o dietă disociată, am mâncat într-o zi una, într-o zi alta și ia că am slăbit și după aceea, efectul yo-yo, corpul imediat a vrut să pună la loc tot ce a slăbit, să te ducă înapoi de unde ai plecat. De asta e foarte, foarte important să înțelegi că nu ăsta este ritmul pe care are nevoie corpul tău. Metabolismul nu are nevoie de yo-yo ăsta de care vorbim. Te înfometezi, este o soluție ca să slăbești, să intri în roche poimâine. Dar nu e o soluție ca să trăiești așa. Dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață, adică vrei să te simți mai suplu și mai bine în corpul tău, cu siguranță ai nevoie să schimbi stilul în care te hrănești cu totul, ritmul în care trăiești. Uneori facem mult sport ca să putem să mâncăm, de exemplu, o felie de tort sau prăjituri, da? Știu sigur cazuri care fac asta. Poate nu ești tu, nici eu, dar sunt cazuri. Ei bine, funcționează și asta. Până la un moment dat, când obosești, parcă, asta e soluția. E fain să găsești un echilibru, să-ți găsești o dietă în care corpul tău se simte bine, tu te simți bine din punct de vedere al formelor, estetic, dar asta poate e o muncă mai lungă. Știi de cât timp e nevoie în corp ca să faci o schimbare care să fie permanentă? Rețelele interneuronale se vorbește de la 21 de zile că se întâmplă și obiceiurile pot fi instalate. Însă în corp, nu știu de ce nu ne spune nimeni că avem nevoie de 9-12 luni. Dacă ești dispus să ții o dietă 9-12 luni, cu siguranță s-ar putea ca acea dietă după aceea să nu mai lași. De ce? Pentru că deja te-ai obișnuit cu ea. Și mai mult, deja te-ai obișnuit cu tine așa, să-ți placă de tine așa. Și o dietă pe care o parcurgi 9-12 luni este un stil de viață, cu un program de hrană, cu o disciplină și cu o conștiință vis-a-vis de lucrul ăsta. Încearcă 9-12 luni să mănânci regulat, să mănânci fructe, să mănânci legume, să ai o alimentație așa cum, de exemplu, te-ai gândit că o am eu, pe-a mea. Să vezi ce se întâmplă atunci. O să dea rezultate. O să obții ceea ce-ți dorești. Lasă dietele, nu te mai înfometa. Caută-ți propriul tău stil de a te hrăni și a fi bine.